Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Această etalare care o voi face cu cărții de oracol și tarot va dezvălui de ce sunteți singuri de Crăciun. Această etalare așadar se adresează celor care sunteți singuri, care vă aflați în această situație, singuri de Crăciun, de sărbători, poate nu pentru prima dată. Și să vedem adevărata cauză, adevăratul motiv. Poate unii îl știți deja foarte bine, alții poate doar încă aveți îndoiele asupra adevăratului cauze, adevăratului motiv. Să vedem și ce dezvăluie cărțile suplimentar. Bineînțeles, este o citire generală. Să vedem așadar, singur de Crăciun, de ce? Și vă invit să alegeți una dintre aceste trei variante. Voi face o etalare în trei variante. Varianta numărul 1 verde, numărul 2 roz, numărul 3 roșie. Să vedem singur de Crăciun de ce, care este cauza, adevărata cauză, adevărul adevărat, adevărul gol, golul sus, spune titlul unui film celebru. Haideți să vedem. Adevărul goluț. Să vedem așa, de ce sunteți singuri de Crăciun? Care este cauza? Motivul. Este un motiv bine întemeiat, este un motiv știut, nu este încă știut. Sau clarifica mai degrabă, că poate știți de ce, dar poate că nu-l aveți foarte clar motivul. Poate încă mai aveți anumite dubii, îndoiele asupra situației. Și să vedem dacă cărțile de oracol și tarot vor reuși să identifice problema. Chiar vă rog să scrieți în comentarii dacă rezonați cu răspunsul care îl dă cărțile la această întrebare, singur de Crăciun. Vedem care este problema. O citire intuitivă, așadar, în trei variante. Haideți să descoperim adevărul de ce sunteți singuri de Crăciun. Am ales să folosesc trei pachete de cărți foarte speciale, cu niște energii foarte speciale, care atunci când vor să vorbească, vorbesc, cum se spune. Haideți să vedem. Varianta numărul 1 verde, numărul 2 roz, numărul 3 roșie. Alegeți intuitiv varianta cu care rezonați și să vedem adevărul golgoluț legat de această problemă, situație în care vă aflați, deci această citire etalare este doar pentru cei care sunteți singuri în aceste împrejurări de sărbătorile de Crăciun, mai ales în această situație acum, în acest moment, astăzi sau următoarele zile, și să vedem ce spun cărțile. Prima variantă verde. Interesant. Să știți că aici puteți fi singuri pentru că voi vreți fi o împăcare cu un partener din trecut și atunci așteptați acea situație de împăcare. Tot sperați că se va întoarce și vă va ierta și veți fi din nou împreună.
Sau mai poate fi că voi vreți o nouă relație de suflet de pereche și stați și așteptați până când vă trece supărarea vouă, vă vindecați. Și între timp, puteți fi singuri de Crăciun, lucrând sau odihnindu-vă sau citind sau văd că puteți faceți comunicat, să zic așa. Deci singur de Crăciun este pentru că vreți voi, aș putea să spun aici. Pentru că nu mai aveți, poate, răbdarea necesară să mai începeți o nouă relație până nu sunteți siguri că v-a trecut, să zic așa, supărarea, suferința, v-ați vindecat rana, ați uitat tot despre o relație din trecut. Încă mai sunteți în energia unei relații din trecut, a unei vieți trecute. S-ar putea pentru unii dintre voi să aveți ceva de curățat, de vindecat aici, poate și prin puterea credinței, văd aici, sau prin o terapie. Aveți nevoie să faceți o terapie, aveți nevoie să faceți mișcare, poate, să aveți o inițiativă. Aici vă trebuie vouă, cumva mai mult curaj, poate, mai multă voință, mai multă ambiție. Pentru că voi păreți singuri de Crăciun, pentru că așa vreți voi. Pentru că nu vreți voi altceva mai mult, pentru că voi vreți să dați o posibilitate unei relații de cuplu. Voi nu vreți să dați nu vreți o aventură, cum ar veni. Nu vreți a fi cu cineva doar de dragul de a fi, de a conversa, poate, ci mai degrabă vreți să fiți cu persoane de suflet, cu persoane în care voi vă simțiți ca într-o familie, ca într-un cuplu, ca într-o prietenie foarte strânsă. Acum, orică nu aveți prea mulți prieteni. Ori sunteți la distanță aici, pentru că sunteți plecați legat de muncă, cum ar veni, ești plecat în străinătate și lucrezi și nu ai cum să ai prea mulți prieteni, pentru că pentru unele dintre voi văd aici că poate îngrijiți de cineva bolnav. Și aveți pe cineva la distanță, la care voi sperați că cu această persoană se va putea reface relația, pentru că voi puteți fi la distanță, pentru că acea persoană nu vă aduce ceea ce aveți voi nevoie. Că dacă voi ați fi avut, spre exemplu, banii, văd aici banii, afacerea sau, mă rog, siguranța, stabilitatea cu acea dragoste a acelei persoane, voi nu plecați. Sau nu vă separați, nu vă despărțiți. Deci, cumva, într-un fel sau altul, văd așa. Chiar vă rog să-mi și scrieți dacă vă regăsiți la această variantă, în acest fel, pentru că vă văd aici singuri. Pentru că, pe de o parte, voi vă doriți o relație de suflet, de cuplu, de persoană care să vă iubească, să fie pasiune, să fie așa o armonie. Pe de altă parte, poate pentru că și vă doriți chiar împăcarea cu cineva de care v-ați separat, sunteți la distanță, sau pentru că sunteți la distanță pentru că sunteți împlecați în interes de muncă. Ori el, ori voi. Poate fi separarea și pentru că voi sunteți, e el plecat aici, poate fi și o astfel de situație. Și voi îl așteptați sperând să se întoarcă, să poată veni acasă și la unul dintre voi, dacă este plecat el în interes de muncă, pentru că e la distanță, s-ar putea să primiți vești. S-ar putea să primiți vești. Dacă nu este azi, poate fi, pot fi mâine sau va trebui voi să luați inițiativa și să-l căutați, să-i mai dați o șansă. Pentru că s-ar putea acea persoană să fie foarte mândră și orgolioasă. Aici văd cumva și o chestie de orgoliu și mândrie și care îți dă neliniște. El nu e că nu și-ar dori. Dar e prea ambițios, prea orgolios și nu cedează el primul, să zic așa. Și te așteaptă pe tine să... El poate consideră că tu ai greșit cu ceva sau... Aici nu-l văd într-o situație în care cei mai degrabă de un orgoliu și o vanitate. El se consideră că e el și el trebuie să fie... cadă în picioare chiar și când greșește și să nu cedeze. Și atunci așteaptă. Mai bine suferă, cum ar veni la patul de boală. Suferă, dar nu cedează. Poate să fie o astfel de situație, da? Deci cam asta e din ce văd aici. Iar dacă vrei împăcarea cu această persoană, s-ar putea să ai nevoie tu de o inițiativă, că sunt speranțe. Sunt speranțe, doar că nu o să se schimbe. Probabil el va fi la fel de orgoliu și de vanitos, îți va duce la fel neliniști, dar există șanse de a se repara ceva în această relație, care poate fi deocamdată la distanță. O rupere, acum vorbind de o relație poate mai recentă, care s-a separare recentă, nu de foarte mult timp. Iar dacă sunteți singure, nu e vorba de cineva din trecutul vostru, atunci voi vreți o relație așa cum ați avut poate în trecut, de căsătorie, o pasiune. Vreți cumva să vă reinventați
vremurile din trecut în care voi să iubiți cu adevărat din nou și aveți speranță, dar momentan trebuie să vă clarificați acest lucru. Dar văd că sunt șanse, ține de voi. Cumva în aceste 3 zile s-ar putea să m-ar veni astăzi, poate n-ai chef, mâine poate că mai te odihnai și răspă mine brusc, încep să trag această stare și să te ridici, din patul acesta de suferință, de boală, de singurătate, de tristețe, de melancolie și să pleci, să ieși la plimbare, să te plimbi, chiar și singură și s-ar putea fie să te reîntâlnești cu cineva din trecutul tău, că văd aici o relație din trecut, fie că să faci o nouă cunoștință cu o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care e și ea în căutarea unei noi cunoștințe, unei noi relații, dar trebuie să dai tu o posibilitate, să iei tu, poate inițiativa, să-i dai de înțeles că ți-ai dori o relație, pentru că s-ar putea naște ceva cu o persoană foarte, poate caldă, o persoană așa mai echilibrată. Aici văd semne de foc și de pământ, dar nu numai, pot fi și semne de apă. Cam asta e din ce văd aici la această variantă. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Varianta numărul 2. Ce spun cărțile de oracol? De ce suntem singuri de Crăciun? De sărbători. Mă rog, acum am vorbit de sărbătorile actuale, dar poate că nu e prima dată. Wow! Ce interesant! Ce interesant! De ce sunteți singuri? Pentru că și voi vă doriți un flirt. Și să știți că poate e o chestiune și la voi de muncă, poate și pentru că lucrați. Acum s-ar putea să fie și că sunteți singuri și pentru că vă place de cineva de la servici, dar încă nu s-a concretizat ceva. Dar s-ar putea, vă dau și la voi speranțe, să se întâmple un miracol, să primești o veste, o invitație. Sau tu ai o strategie, văd că și credința joacă un rol important, poate chiar ai primit o veste, o invitație și dacă n-ai primit-o, s-ar putea să o primești foarte, foarte repede. Poate fi chiar un coleg de servici, o colegă, care să fie și ea la fel de singură și care văd că te invită pe undeva aici. Deci dacă e singur de Crăciun și nu ai petrecut cu, n-ai prieteni, n-ai familie sau ești departe, că aici văd și munca, poate are legătură și cu munca, sau pur și simplu nu prea ai tu, văd că ești o persoană înțeleaptă, poate nu ești prea sociabil, sociabilă, e singur de Crăciun pentru că așa vrei tu, pentru că tu aici cumva vrei să te și distrezi, poate, nu prea ai chef de relații serioase, poate chiar, ci mai degrabă ai chef de vizite, de distracții, nu de ceva, de a avea o relație, pentru că pentru tine e mai important să munca banii, cariera, poate profesia, sau lucrezi, și asta e o situație, că văd aici că ești pe drumuri, poate la drum, călătorești, vin niște vești, niște noutăți aici, dar vei comunica și s-ar putea să și ieși pe undeva. Deci eu văd că nu vei rămâne singur până la sfârșitul Crăciunului. Cumva apare o vizită. Cumva te duci undeva, te invită cineva, încă stai pe gânduri. Deja poate că deja ai ceva, un plan, deja chiar vă rog să-mi scrieți dacă așa este, că deja va veni vreo idee sau deja ați fost sunați de cineva și vi s-a propus ceva și între voi, între această persoană cu care ați comunicat, deja există poate așa un joc de cuvinte, o conexiune oarecare, o speranță, văd aici că poate fi un miracol, o atracție, să zic așa, în care veți duce până la sfârșitul acestor sărbători, să duceți la nivel această relație și s-ar putea să faceți revelion împreună. Deci cu această persoană foarte repede, poate că trebuie doar să te decizi tu ce vrei, pentru că foarte, foarte repede s-ar putea să apară o persoană. Sau ori în drumurile tale la servici, mă rog, sau ce drumuri faci tu, vizite faci tu, s-ar putea să repede să-ți cadă cu trunchi cineva, apare un flirt. Văd aici o noutate, văd aici o atracție, văd aici într-un drum. Poate ține și tu o strategie, adică ori el are vreo strategie sau ea cine te vei întâlni, ori tu vei găsi calea ca să intri în vorbă cu cineva, în lume multă, poate fi și legat de vreun eveniment, poate fi legat și de undeva la serviciu sau în lume multă în drumurile tale. Deci văd că nici aici nu poți rămâne singur decât dacă chiar vrei cu orice preț, dar parcă nici așa nu poți fi singur, pentru că ori trebuie să te duci la muncă, ori ai familia, prieteni care oricum te cheamă, te sună și
parcă nu te lasă să fii singur, vin pe la tine, deci cumva aș putea să spun că la această variantă roz nu ai prea multe șanse să fii singur, decât de că poate ești călugăr, ești vreun filozof, ești vreun singuratic, așa, în care nu vrei absolut deloc, te încăpățânezi cumva să nu vrei să ai pe cineva, să fii cu cineva, pentru că eu văd că ți se comunică, deci chiar foarte repede primești vești. Dacă nu, deja ai și primit și doar trebuie să dai tu un răspuns. Cam asta e din ce văd și la această variantă. Și haide să vedem și la a treia. Singur de Crăciun, adevăratul motiv, adevărata cauză, adevărul goluț. Vedem aici de ce. Aici cumva pe dos lucrurile, sunt niște lucruri răsturnate aici, ceva pe dos. Aici s-ar putea să fie pentru că aici cumva ține și de un scandal, de o ceartă, de un divorț poate, de o separare între voi și o altă persoană, poate să fie vorba și de un trio la voi aici. Aici poate cumva și o naivitate, aș putea să spun, sau ai copii, cum ar veni, ești singur de Crăciun pentru că tu ai copii și te gândești la copiii tăi și nu poți să ai o relație chiar cu oricine. Și posibil la unele dintre voi să fiți și din cauza că sunteți într-o dușmănie. Cineva, nu prea aveți prieteni, să zic așa, poate și din cauza vreunui divorț sau poate și din cauza vreunei persoane care orică vrea cu tine vreo relație și cumva, văd aici și la voi pare cumva că și voi vă doriți poate o împăcare, o reîntoarcere cumva la o fostă persoană, a te împăca cu ea, a fi din nou cu ea, sper la acest lucru. Ori e vorba de fostul sau cineva care speră cumva să aibă cu tine o relație pentru că își imaginează că tu ai fi sufletul său pereche sau că ar putea face cu tine copii, că ar putea face cu tine o familie, își face iluzii cineva în această legătură, dar pare o persoană care, vedeți că poți fi într-un scandal aici, într-o despărțire, într-o răutate, într-o intrigă ceva, aici poate ține și în drumurile tale niște amenințări cumva, temeri, niște frici, mai nu prea încredere, poate, e vorba și de încredere aici, pentru că viața ta amoroasă cumva trebuie să treacă la un alt nivel, este timpul cumva poate să te trezești puțin la realitate, poate chiar să te rogi, deci să schimbi sufletul pereche, rugăciunile tale trebuie să se... Rugăciunile și afirmațiile ca și vizualizările te ajută pe tine până la urmă să-ți îndeplinești dorințele, dar poate că trebuie să te hotărăști ce vrei, să o faci cu înțelepciune, pentru că dacă te gândești la vreun fost, să se întoarcă la tine, să se împace cu tine și, spre exemplu, cu el ai avut scandal, ceartă, neplăceri sau ai avut cu familia ceartă, scandal, neplăceri din cauza acestei persoane, lucrurile nu se vor schimba. Mai degrabă văd că mai trebuie să schimbi ceva, văd aici. Deci, dacă ești la această variantă, dacă sunteți singuri de Crăciun, în această perioadă de sărbători, este și din cauza unor intrigi, dușmănii, și din cauza poate a familia, copiilor, acum depinde în ce situație vă aflați, sau din cauza unui trio. Pentru că, fiind într-un trio, acea persoană, dacă are familie, de aceea e influențată viața voastră și de copii, pentru că voi puteți fi într-o relație cu cineva, dar aveți dușmani copiii acelei persoane sau, mă rog, relația pe care o are acea persoană, chiar dacă ei nu mai sunt foarte bine împreună, acum pot fi și niște neadevăruri aici, pentru că sunt niște secrete aici, pe care poate tu nu le știi, tu speri la această logodnă, orică nu știi că el are familie, spre exemplu. Dacă ești într-un trio, tu poate ești cu cineva și el spune că e plecat, că are niște probleme la drum, spre exemplu, și s-ar putea să descopere și să iasă chiar cu scandal. S-ar putea la tine aici, la această a treia variantă, să descoperiți până la sfârșitul acestui Crăciun că mai există cineva. Într-un fel sau altul, ori e vorba de intuiția ta, intuiești tu ceva, îți dai tu seama de ceva, ori cineva îți destăinuie într-un fel sau altul, sau chiar prin discuțiile care le ai cu această persoană, până la urmă își spune adevărul, chiar printr-o ceartă și în scandal sau la nervi, cum ar veni, se supără și spune și adevărul. Și atunci poate că vei decide să pleci, te duci poate într-o vizită la
mama cum ar veni, sau la sora, sau la bunica, la copii. Dacă ai copii, spre exemplu, sunt copii la mama, te poți duce tu să-ți vezi copiii și mama, să stai cu ei. Deci dacă e singur aici de Crăciun, ca doamnă sau ca domn, pot fi și din cauza unor dușmănii, unor neînțelegeri, unui divorț sau, mă rog, separări, unui trio, unui faptul pentru că voi vă doriți, poate și voi vă doriți un suflet pereche cu care să fiți împreună într-o familie, dar ține aici și de o naivitate, de o copilăreală sau are copii cineva, deci cumva aveți copii voi și cu alte cuvinte, dacă sunteți deja cu copii dintr-o altă căsnicie sau mai știu eu ce, aici cumva trebuie poate să schimbați ceva pentru că probabil nu sunteți în locul potrivit. Văd aici dușmănie, scandal, cumva și ești cumva pus între ciocan și nicovală, pentru că aici pe de o parte ai copiii care poate ei vor ceva, tu pe de altă parte vrei altceva și mai este și fostul care te judecă, mă rog, anturajul, cum ar fi și prietenii, soacra, așa mai departe. Și de aici că intri într-o singurătate, pentru că nu ești, da, e o chestiune de mentalitate, aș putea să-i spun aici, care ține și de cultură, educație, de, mă rog, mai multe chestii, dar în orice caz văd că ține de inițiativele tale, deci acest weekend joacă un rol important și ce inițiative ai, poate care țin și de credință, care țin și de a-ți clarifica ceva, a te hotărâi odată. Poate trebuie să te rupi de această persoană din trecut la care tu speri din nou împăcarea să se întoarcă la tine sau să își lase pe fost pe cea cu care este pentru tine. Trebuie cumva, văd că poți clarifica până la sfârșitul acestui, poate chiar Crăciun, sau până la anul nou, cumva să clarifici, pentru că vrei și tu să faci o schimbare, vrei să faci un drum. Și orică faci un drum singură, te duci în altă parte și stai singură, orică lucrezi, s-ar putea la unele dintre voi să fie legat și de o chestiune de a pleca în străinătate, a lucra în străinătate, să știți aici. Pentru că s-ar putea să fie aici o intrigă în care cineva, deci aici cumva descoperi un secret, niște secrete care țin și de o speranță pe care tu o ai legată de o anumită persoană, dar acea persoană s-ar putea să fie legată de o intrigă, pentru niște câștiguri, pentru niște afaceri, pentru, cu alte cuvinte, poate fi o astfel de situație, poate e și un scandal, poate e și o neplăcere, o suferință sau secrete care cumva te fac pe tine să iei o inițiativă și să schimbi ceva, să pleci undeva, să te respecti mai mult, poate, să vei dori mai mult, să te ocupi mai mult de tine, de viața ta, să-ți vezi de viața ta, până când vei găsi un suflet pereche pe care îl poți găsi poate doar fiind rugându-te, fără să-ți fii naivă, cum ar veni, fără să-ți faci iluzii și să cauți acea persoană care își dorește ca și tine o familie, o nouă relație. Ea poate apărea, dar probabil că va trebui să mai ai răbdare. Cam asta e din ce văd. Eu sper că ce am văzut în cărțile de oracol de tarot coincide cu realitatea voastră în măsura în care sunt lucrurile prezente așa. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii la acest video, sub acest video, să-mi spuneți dacă etalarea care ați ales-o coincide cu realitatea voastră. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți parte de dorințe îndeplinite, miracole care se pot petrece în funcție și de dorințele voastre, de ambițiile voastre. Crăciun fericit tuturor, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!